Becurile culturale ale cetății moderne e o emisiune care se dorește a fi aparte prin perspectiva dată de invitații care sunt intelectual remarcabili sau oameni care inspiră prin personalitatea și perspectiva proaspătă adusă culturii moderne. Cetatea modernă e o cetate eminamente scăldată în lumină, iar această lumină e personificată de imaginea culturală a becului, care face parte organic acum din arhitectura urbană a culturii moderne. Nu ezitați să ne urmăriți, pentru că povestea luminii continuă. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Becurile culturale ale cetății moderne. Sunt părintele Emanuel Cășvean și voi fi gazda dumneavoastră a acestei ediții de weekend. Vă readuc aminte că ne puteți asculta pe frecvențele Radio Renașterea, precum și pe pagina de Facebook Radio Renașterea și pe canalul de YouTube Becuri spirituale și culturale. În ediția de astăzi vom vorbi cu invitatul nostru despre una dintre temele principale ale culturii umane, constituită de frumusețea muzicii. Așadar, ce este muzica? E o întrebare de care s-au preocupat foarte mulți filozofi, gânditori, teoreticieni, scriitori, pe parcursul a multe secole, încercând să atingă această coardă metafizică dată de limitările limbajului ce încearcă să încapsuleze sensurile pe care muzica o propune atunci când o ascultăm. De exemplu, dacă ne vom gândi la Nietzsche, care era filozof, dar și compozitor îndrăgostit de Beethoven, dar și de Wagner, a fost influențat în gândirea lui legată de teoria muzicii de un alt gânditor, e vorba de Schopenhauer, care va vorbi despre teoria muzicii și despre muzicalitatea filosofică în lucrarea Nașterea tragediei. Așa cum am anunțat, Schopenhauer dezvoltă ceea ce putem numi o teorie a muzicii. Lucruri interesante și complexe ale minții modernității, care ne transformă sau ne determină să înțelegem de ce acești gânditori s-au preocupat de topicul acesta al filosofiei și al muzicii. De pildă, Nietzsche afirmă că fără muzică, viața ar fi o greșeală. De cealaltă parte, Schopenhauer a dezvoltat ceea ce numim teoria muzicii, întrucât el vedea muzica ca fiind ancorată într-un limbaj universal accesibil umanității. De aceea, lucrurile acestea reprezentau la nivel obiectiv întreaga sinteză și superioritate a lumii artelor, nu doar o replică fenomenală, ci însăși fenomenul. Acum ne concentrăm pe întrebarea pe care o ridica bună oară Nietzsche. Cum realizează muzica legătura de la imagine la concept? E un drum anevoios pe care îl urmează, pentru că el încearcă să aducă în discuție această mare provocare de a trece inevitabil prin gânditorul Schopenhauer, care teoretizează esența muzicii. Spune el, Schopenhauer, citez, muzica e percepută ca o expresie a lumii în cel mai înalt grad universal. Este un limbaj universal deoarece ea este concepută cu această universalitate a conceptelor care sunt legate în mod particular de univers. De aceea, e foarte important să înțelegem că această goliciune universală a abstractului, a lucrurilor diferite, sunt legate de acest respect aproape geometric al figurilor și al numerelor, care dau forma universală obiectelor și fac posibilă experiența aceasta a priorică aplicată lucrurilor. De aceea, ele nu devin abstracte, ci sunt perceptibile prin definiție. Efectele posibile, spune el, ale acestei manifestări, ale dorinței, ale evenimentelor pe care omul însuși le include în facultatea lui rațională, determină acest concept al simțirii care devine o expresie a numerelor infinite posibile pe care, bună oară, melodiile le pot manifesta într-o manieră universală și care, conform cu însăși forma, poate însufleți
sufletul fenomenelor, care ne atinge astfel trupurile cu această relație strânsă cu muzica, ce devine adevărata natura lucrurilor și care explică de fapt că ea ridică orice scenă, orice acțiune, orice eveniment, orice mediu în care este plasată. De aceea e de datoria noastră să putem înțelege sensul cel mai discret pe care poate să îl genereze un comentariu despre muzică. Mai mult decât atât, omul se predă el însuși acestei impresii a simfoniilor care devin evenimente posibile în viața umană, ale lumii bunăoară, trecând prin el însuși în propria lui reflexie. De aceea ele devin piese muzicale, lucruri care transcend mintea. De aceea spun încă, muzica diferă de toate artele, pentru că nu e un simplu fenomen, o simplă copie, ci este o formă adecvată obiectivității. Obiectivitate care, sigur, se diferențiază de ea însăși, de această expresie metafizică a tuturor lucrurilor din lume. Devine pentru ea însăși posibilitatea acestui fenomen. De aceea, lumea întrupează muzica. Și această întrupare a muzicii reușește să înglobeze dorința, care devine motivul pentru care muzica generează imaginea scenei vieții reale și apare în maniera semnificală, totală, ca fiind cea mai melodioasă formă de manifestare a spiritului însăși care este dat acestui fenomen. Datorită acestor lucruri, putem spune că suntem capabili să înțelegem un poem prin intermediul muzicii, să avem o percepție a pantomimei sau, de pildă, a operei, prin dimensiunea individuală a imaginii umane care ne transformă în acest limbaj universal al muzicii care corespunde cu această necesitate absolută în a transmite exemplele care ne definesc aceste concepte universale ale vieții, ale expresiilor distincte de care realitatea muzicii o reprezintă și care sunt însăși formele singure ale acestei melodicități a conceptelor universale și nu o formă abstractă de artă. Această realitate a lumii lucrurilor particulare ne oferă o șansă universală pe care muzica, prin melodicitatea ei, o poate conceptualiza pentru a ne oferi o imagine plenară asupra vieții. Această formă de a percepe universalitatea vieții reprezintă un respect pe care trebuie să-l aducem acestor concepte sau ale formelor prime, ale lucrurilor abstracte, date percepției care acum pot să fie comunicate și dezgolite de însăși lucrurile lor. De aceea muzica reprezintă cea mai strânsă formă de conexiune care ne aduce în raportul strâns al inimii lucrurilor. Această generalizare a relației dintre compoziție și percepția expresiei este posibilă, în fapt, în două sfere, în două lucruri care devin diferențe ale expresiilor aceleiași naturi interioare a lumii. Acum, în mod particular, relația există între compozitor și opera sa prin intermediul expresiei limbajului universal al muzicii. Această analogie pe care o descoperă a priori compozitorul este forma intermediată de cunoaștere a naturii interioare a lumii, care, alminteri, rămâne necunoscută facultății raționale și nu poate fi vorba despre o pură imitație, ci despre o pură consecință a intențiilor, cât despre o interiorizare a acestora. Muzica nu devine o expresie a naturii interioare, a acestei interiorități. Ea nu devine o imitare a acestor fenomene, pentru că nu putem spune că o imitație a muzicii este cu adevărat posibilă, pentru că imitația ar implica o altă copie, deci ar distanța de sensul propriu al cuvintelor. Am încheiat citatul. Am putut observa din aceste afirmații și gânduri înalte ale lui Schopenhauer faptul că el face o demonstrație foarte bine articulată a faptului că muzica nu reprezintă o pură invitație a fenomenelor, că lucrul acesta ar fi o înstrăinare de însăși lumea reală, ci ca imitație ar crea o lume paralelă cu alte fenomene, alte legături, ci mai degrabă muzica reprezintă o conturare a acestui limbaj universal pe care muzica îl propune. În cazul acesta, este reprezentată însăși potențialitatea acestui fenomen. Un bun exemplu pe care tot el îl propune e acela de a compara muzica cu formele geometrice și cu numerele, cu matematica.
fapt care ne indică discursul despre această universalitate a limbajului muzical, care dă naștere diferitelor muzicalități generate de emoții, pentru că o emoție reală este cea care obiectivează percepția legată de lucruri. Pe de altă parte, Nietzsche, fiind inspirat de discursul lui Schopenhauer, afirmă, vorbind despre noul imn, Demitarmul, cântat în cinstea lui Dionisios din tragedia greacă a lui Euripide, reprodusă de Socrate, care, iată, îngroapă tragedia antică prin recursul la raționalitate, afirmă el. Opera aceasta, citez, reprezintă o demistificare care are proporții sacrilegice a muzicii. Într-o altă notă imitativă, ea conferă fenomenelor această bătaie, de pildă, într-o furtună pe mare, care golește muzica de orice putere mitologică, poetică, de aceea e important să căutăm aceste comparații, aceste analogii, care să nu fie plasate în însăși procesele vieții și ale naturii, în ritmurile firește ale sunetelor sau în intelectul nostru, care trebuie să fie satisfăcut de recunoașterea acestor analogii, care nu mai reprezintă o condiție de răspuns al mitului. Pentru că, pentru mit, lucrurile devin din ce în ce mai universale. Ele ne conduc către infinitate de sensuri. Această muzicalitate reprezintă o oglindă generală a voinței fiecărui concept, fiecare reflexie în oglindă este adusă în emoție. Ea este ilustrată către adevărul etern de aceste concepte și reprezintă mistificarea caracterului muzicii, de pildă al imaginii, al picturii, al noii muzicalități. Așa cum muzica devine o replică a fenomenului însăși, această sărăcire adusă fenomenului reprezintă o imitare a unei bătălii, a unui rit războinic, care plânge și ne întărește imaginația, care ne permite să nu mai vedem superficial lucrurile și să ne înțelegem prin opusul lor, pentru că muzica îmbogățește fenomenul individual și transformă viața într-o imagine universală a lumii. Am încheiat citatul. Închind această paranteză, putem afirma faptul că Dumnezeu ne-a dat muzica ca fiind cea mai înaltă stare, care ne urcă mai presus de ceruri. Ne unește toate calitățile și toate facultățile și reușește să ne exalte sufletele, în aceeași măsură să ne și stârnească sentimente de întristare, să ne trântească jos, peste măsură cu melancolia tonurilor grave. Scopul cel mai înalt al muzicii e acela de a ne eleva gândirea către culmile înalte ale simțirii, ale trăirii, să ne înalțe sau chiar să ne facă să tremurăm în fața ei, de multe ori prin arta muzicală. De aceea ea este mai penetrantă decât poezia, decât imaginea. Ea penetrează cele mai adânci cămări ale inimilor noastre, care ne conduc către binele și adevărul pe care îl căutăm. Arta are două dimensiuni în descărcarea ei estetică. Una apoloniană, de la Apollo, și cealaltă dionisiană. Apoloniană e în forma ei structurală. Dionisiană e în forma ei plină de pasiune, de dorință. Arta nu trebuie să fie însă manipulativă, ci mai degrabă trebuie să ne conducă pe noi, împreună cu artiști, pentru a vesti această poveste frumoasă a lumii și a frumosului pe care îl căutăm prin muzică, ori pur și simplu atunci când o ascultăm, ne face să dansăm, fie că dansăm pe sub masă sau pe masă. Acum, misiunea becului nostru cultural de astăzi e aceea de a ne reintroduce în latura modernă, postmodernă, techno, trance și așa mai departe a muzicii, a artei care suportă extrem de multă schimbare în lumea noastră pe care o trăim, muzica modernității. De aceea, el e un personaj foarte conectat la aceste realități ale muzicii pe care le-am anunțat înainte. De aceea, el este unul dintre cei mai tari DJ. Are o personalitate foarte interesantă pe care abia aștept să o cunoaștem împreună și pot să spun că învârte cu o măestrie deosebită platanele încă de la începutul anilor 90. Puțin mai târziu, la mijlocul anilor 2000, urmează cursuri de inginer de sunet și mai apoi înființează o mică trupă care lansează mai multe albume muzicale. A fost în mai multe formații și în mai multe proiecte muzicale până prin 2012. Din 2005 colaborează cu mai multe radiouri pe
parte de producție radio, imaging, jingle-uri, generice, cortine muzicale, printre care sigur se numără și Radio Cluj sau Radio Transilvania. În paralel, din 2002-2003, începe meseria puternică de DJ în cele mai tari cluburi, baruri private, petreceri și festivaluri din Cluj. Între 2006-2007 va presta și la evenimente private, de genul nunți, botezuri, corporate și așa mai departe, și este și actor principal într-un film intitulat Cartier, care mai apoi în 2007 va fi rebranduit puțin înapoi în Cartier. Avem deosebita onoare de a-l saluta și de a-l avea alături de noi pe DJ Modi Levente. Bine ai venit, Modi, în emisiunea noastră! Îți mulțumesc, Emanuel, pentru invitație! Salut! Salut pe toată lumea și ascultătorii radioului, în cazul ăsta și online, și, nu știu, vizitatorii site-ului sau vizitatorii Facebook, paginii voastre. Îți mulțumim! O primă întrebare pentru tine. Ce reprezintă muzica pentru tine, ca specialist al muzicii, ca practician, să zicem așa, în calitate de DJ? Asta e o întrebare la care n-aș putea să răspund doar cu o introducere ce a însemnat muzica pentru mine până la 16 ani. Ciudat, nimic, absolut nimic. N-am ascultat muzică, absolut deloc. Știi de ce? Pentru că eu am crescut cu muzica cumva în vene. Tata, de când mă știu, de când am început să umblu și să vorbesc, tata întotdeauna mă trezea și mă culca cu muzică. Ori bandă magnetică, magnetofon, ori de pe pick-up și mai târziu puțin cu casete. Cumva eram până aici cu muzica. Înțelegi? Deci s-a adunat atât de multă muzică în care am ajuns la un moment dat să zic, gata, nu mai trebuie, am ascultat și aia, vreau un pic de liniște. Asta până când am împlinit, cred că 16 ani. Atunci tata m-a dus cu el într-o delegație, eu neavând ce să fac în tren, înțelegi, mai citeam, mai nu știu ce, mi-a cumpărat un Walkman și o singură casetă. Caseta de la Ocarina, primul album de la Ocarina. Toți l-am ascultat, e un clasic, da. Da. Asta am ascultat tot drumul dus întors. De acolo, cred că mi s-a întâmplat așa un reclic cumva în lumea muzicii și am zis, dacă ăștia sună foarte bine și ce bine sună, dacă cineva a ascultat Ocarina, tu zici că ai ascultat, știi în ce lume te atrage și în ce lume te duce muzica lor. Și atunci am început să mă gândesc, dacă ei pot să fac, eu de ce nu pot să fac aceeași chestie, să transmit ceea ce am eu în mine. Ce adică, simt eu... Adică sensibilitatea din muzică, ideea aceasta a nefatului. Exact. Cumva m-am regăsit în formația respectivă, paradoxal, era prima formație pe care am ascultat-o și ei mi-au dat cumva click-ul. Și am ajuns ca muzica pentru mine să fie totul. Să fie un suport financiar, să fie o cale prin care mă relaxez, dacă trebuie mă energizez, pe care mă trezesc și cu care mă culc. Cred că e cea mai faină definiție. Muzica e totul pentru mine. E foarte interesant să ai o viziune atât de plenară. Vis-a-vis de povestea aceasta că muzica poate să fie și e bună oară și o metodă de a-ți câștiga sau de a câștiga venit și de a supraviețui și de a face lucruri minunate, cum ai fost afectat tu și cei din industria muzicală, industria de creație, de povestea aceasta foarte tristă a pandemiei?
care sigur blochează foarte multe dintre evenimentele care sunt atât de necesare pentru cultura populară și pentru artiști, bună oară. Păi, din prezentarea ta, oamenii aflau că eu, paralel de, da, cu producția, eu am început și DJ-ala. Dar nu m-am oprit din producție. Deci partea de DJ-ală, evident că a rămas în urmă, din martie, ca la orice prestator de evenimente, ca și disc jockey. Dar am rămas în paralel cu producția, ceea ce m-a ajutat foarte, foarte mult. A nu deveni frustrat contează foarte mult. Și cum scăpăm de frustrarea profesională în momentul în care universul nu se întoarce împotriva ta și toată lumea e frustrată și supărată că lucrurile se întâmplă așa într-o manieră în care foarte greu putem să le controlăm? Cum ai reușit tu să scapi de frustrarea? Scufundându-te în muzică, în proiectele tale? Exact. În felul ăsta, având două meserii cumva paralele. Producător de muzică și DJ. Personal, eu zic că una nu merge fără cealaltă. Sigur. Ca să fii producător muzical, trebuie să știi pe ce se dansează, ce se cântă, pe ce se distrează lumea. Deci trebuie să fii cumva pe scenă să distrezi. Și să cunoști trendurile. Exact. Distrându-i, adică fiind un DJ, nu te poți consacra sau nu te poți face cunoscut mai ușor ca având și o parte de producție. Să ai numele de scenă lângă o piesă, două, trei. Cum am scăpat, să răspund la întrebarea ta, rămânând în industria muzicii și producând muzică în continuare. Nu doar muzică. Hai să zicem că eu mă ocup și cu spoturi publicitare și cu radioimagistică, cum ai zis în prezentare, jingle, linere, generice radio. Deci am foarte, foarte mult de lucru, într-adevăr. Acum, nu? Everything. vin sărbătorile, vine Crăciunul, intră jingle și linerele de Crăciun, ID-urile de radio de Crăciun, prezentările noi a prezentatorilor noi care sunt mai noi în radio și n-au prins anul trecut Crăciunul și atunci trebuie să-i refac, adică să le fac și lor ceva. Să-i reîmprietenești cu Frank Sinatra și cu Rudolf, nu? Da. Care este artistul tău preferat sau sursa ta de inspirație? Sunt sigur că și în lumea voastră a DJ-ilor, a muzicienilor, există curentul acesta, nu, de a fura meserie, de a te inspira, de a urma o anumită cale pe care sigur o împropriezi tu. Nu pot să zic că am un singur... Un singur, ok, câteva din inspirațiile. Eu zic că din fiecare deceniu am câte un artist muzician. Hai să o luăm așa, din anii 90, care a fost cel mai tare? DJ Bobo, clar, tot ce vrei. DJ Bobo. Hai să luăm anii 80. Ok. Anii 80 ar fi Queen, mai precis Freddie Mercury. Da. Așa. 90, DJ Bobo, fiind un dansator bun, interpret bun, producător foarte bun. Pe mine și un textier foarte bun, pentru că rămâne DJ Bobo tot ce vrei. Da. Anii 2000, cumva, Avicii. Dumnezeu să ierte. Da. Deci, mai înainte vorbeam cu Ioana că a fost un artist mare, foarte mulți bani în jurul lui și nu l-a putut scăpa nici pe el. Și bogăția acum. Da, și Steve Jobs și foarte mulți alții care și-ar fi donat miliardele oricând, dar uite, n-au cum să evite soarta. Da. Exact. Anii noștri... Acum? Nu mai știu. Cred că s-a oprit din anii 2010-2012 pentru că nu
se mai scot într-adevăr atât de noi chestii în care să zic, oh, ok, hai că ai putea să-mi fii muză. Se lucrează acum mai mult pe nișe, se exploatează, fiecare încearcă să exploateze o zonă a lui ca să fie stăpân, să o poată controla, sau care crezi că ar fi motivul pentru care vorbim de o stagnare la nivelul muzicii electronice? Sau s-a atins un apogeu? Fiind foarte accesibil. Ah, ok. Atât echipamentele de studio, cât tutorialele a cum se face muzică, a cum intra în industria muzicală, s-a ajuns la o fază în care cam toată lumea poate să facă muzică. S-a lichefiat foarte tare piața, dar, din păcate, nu se face muzică, ci se reface muzică. Se reface muzică. Se scrie. Știi? Asta e problema. Că nu se scriu texte bune, nu se scriu linii melodice noi, nu se concep alte și alte stiluri noi. Putem să zicem că stiluri noi, dar oricum nu astăzi sau ele trebuie să validate în timp, exact, adică peste ani. Și uite, cu toate acestea... Nu de astăzi există nici dance, nu de astăzi există nici house-ul, nici trap, nici rap-ul, evident. Deci n-am spus până acum nimic nou. Apropo... Să nu-mi uit ideea, doar, din păcate, 99% ce apare mai nou în radio sunt doar remixuri. Remixuri, remixuri, reedituri, redrumuri, covere, bla 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 bla, la piese din anii 60, 70, 80, 90, you name it. Mm-hmm. Scuză-mă, o să... Ai prins perioada aceea a anilor, imediat după anii 90, când se făceau trafic cu casete înregistrate, după aceea cu CD-uri, era nebunia aia, toată lumea, când afla că ai un CD writer, deja erai wow. Cum a fost perioada aceea pentru tine când încercai să cochetezi cu muzica, early 90s, sau început de 2000? Cel mai bun prieten de-a meu, s-a transformat tipul de la vânzătorul de casete din Piața Flora. Știu, vânzător sau traficant, că limita era foarte... ideea e că nu puteai vinde la preț de original, că nu se cumpăra. Și atunci el cumpăra o copie originală la care îi mai făcea copii peste copii cu copii copiilor copii. Așa. Ce ajungea la mine, din fericire, era prima copie după original. Știi? Asta că erai prieten, atunci, sigur. Da. De aia ziceam în ghilimele că el s-a transformat în bunul, cel mai bun prieten al meu. Cât ai mixat cel mai mult? Vezi, noi în biserică avem așa, de la ocaziile foarte mari, numim priveghere, adică stăm toată noaptea sau o bună parte din noapte în rugăciune și e un fel de long night. Sigur că lucrurile acestea poate de aici e preluat și în artă și în muzică și în partiurile pe care le făceai acum, vorbim din amintiri. Cât ai stat cel mai mult la platane și la mixat? Care e recordul tău personal? Undeva la 16 ore. Dumnezeule mare! 16 ore! 16 ore! Asta însemnând 12 plus 4. Wow. Evident. Ce înseamnă 12 plus 4? Deci pentru că era vorba să mixez doar 4 ore. Da? Într-un club. Am mixat 4 ore într-un club. În aceeași zi, după masa. Asta a fost între ora 2 până după masa. De după masa trebuia să fiu pe o scenă pe un festival, la un festival. De acolo cât 2-3 ore. Nu s-au prezentat cred 2 DJ. Aha. Care trebuia să urmeze după mine. Am preluat eu timpul acordat mixurilor lor, timpul acordat lor, acolo nu mai știu cât am mai pus, tot așa. Și de acolo am plecat la un party privat, unde am continuat să pun muzică încă vreo 3-4 ore. Deci știu că în total au fost 16. Într-o singură locație au fost 12 ore.
Asta cu 16 ore au fost 3 locații, dar în acea zi, în aceeași noapte, de la amiază până la a doua zi dimineața. Când ai ajuns acasă, simțeai nevoia de liniște sau mai puteai să asculți muzică? Să știi că nu te poți opri așa. Deci nu ți se taie filmul. Unii zic că se taie. Acum poate că se taie și de la alte chestii, știi? Dar eu nu sunt consumator. Beau ocazional, fumător ocazional, ce să zic, la mine dacă se taie filmul, se taie de la oboseală, dar de la muzică niciodată nu. Deci, și când vin acasă de la orice eveniment, încă dau din cap pe ultima piesă cu care am închis evenimentul, știi? Cum a fost pentru tine experiența festivalului Electric Castle? Pentru că știu că ai mixat acolo. Una dintre cel mai bine organizat festival, cu oameni foarte serioși. Deci când era vorba de plată sau de organizat sau a fi cu mașina la poartă pentru că trebuie să te întâmpine cineva, s-au ținut de timpul promis. Da, e o mare problemă în România cu timpul. Da. Nu suntem punctuali. Referitor la renumerație, iar sunt foarte, foarte serioși. Și atmosfera, vibe-ul, care e? Exact. E o altfel de atmosferă. Nu știu dacă pot să compar cu un alt festival. Uh-huh. O altă experiență, exact. Bine, evident, dacă intri într-un festival, acea scenă, oameni cu muzică, cu băuturi, cu mâncare, un tipic al lor, dar, exact, da. Dar ca și atmosferă și ca și oameni ce vin acolo, e extraordinar. Deci bravo, băieți, ce ați făcut până acum. Head up și tot și mai departe. Da. Ce simți când o piesă pe care tu o produci sau la care tu contribui din perspectiva aceasta tehnică a inginerului de sunet ajunge în top sau este foarte bine receptată de către public? Ai sentimentul acela de împlinire, de faptul că ți-ai făcut bine treaba? Da. Îți dă siguranță, siguranță de sine. Crede-mă că te uiți altfel și în oglindă a doua zi. Te împlinește moral, sufletește, profesional, dar te face să fii mai responsabil, adică ai mai responsabil, dar te deschide pe tine ca și om. Nu știu, cel puțin pe mine niciodată nu m-a închis o să nu mă zic greșit, nu că nu m-a închis, dar nu m-a făcut niciodată să uit de unde am pornit. Știi? Chiar din potrivă, m-a făcut cumva un om mai bun, mai receptiv, mai deschis, mai zâmbăreț, mai afectuos, mai empatic, mai accesibil, mai sensibil, știi? Orice, eu zic că și tu ai putut observa în cariera ta, orice eșec, cumva, nu că te închide, poți să zic că te întărește, dar nu poți să zici că de la orice eșec ești mult mai deschis. Înțelegi? Dar de la cum ai zis, dar ajută-mă cu de la o recunoaștere oficială. O reușită, da, o reușită, exact. Dar orice reușită să fie, asta nu neapărat trebuie să apară pe net sau online sau la radio undeva. Când știu că vine la mine o trupă, o solistă care n-are încredere în vocea ei, în prestanța ei, da. În prestanța ei, ajută pe cineva și când îi dai materialul finit și zice wow, asta nu cred că-s eu, și face faină și ai ajutat cumva să treacă peste frustrările respective, și asta e de pildă o reușită. Și nu trebuie să știe toată lumea, știi? Numai tu în tine, în sinea ta și sau
colegul sau colega cu care lucrez. Eu pot să zic că toți cu care lucrez mi-s colegi. Înțelegi? Deci nu pot să iau un om care vine la mine la registrat că e un client. Nu. E un partener. Un potențial amic, știi? Foarte interesant. Care este genul tău de muzică preferat? Știu că e o întrebare foarte grea, având în vedere că lucrezi cu toate genurile și pregătesc așa oarecum întrebarea, ducându-te într-o zonă interesantă vis-a-vis de rock. Vreau să ajungem și acolo. Cum vezi energia din muzica rock? Sau de ce natură este această energie, această forță, nu? Care te face să te și eliberezi? Anumite genuri de rock te încarcă, altele te eliberează, altele te fac nostalgic. Cum sună pentru tine, repet, ca specialist așa, nu, în arta aceasta de a face muzică și de a mixa muzica? Pentru că nu e doar pur și simplu o simplă creație, ci tu trebuie să te joci cu foarte multe genuri. Și trecerea, nu, pe care o face un DJ de la un stil la altul, de la o piesă la alta, trebuie să prindă, nu, să aibă ceva măiestrie chiar spirituală acolo ca să poți aduce efectul acela de euforie. Pentru mine rock-ul e una dintre puținele genuri care eu zic că e un puzzle, sau un fel de Lego în care la o piesă contribuie minim 4 inși care fac artă. Rock-ul nu se poate face fără artiști. Deci dacă nu ești puțin artist, ci știi doar să cânți la o chitară, eu zic că nu prea ai ce căuta în zona rock-ului. Pentru că nu vei avea posibilitatea și abilitatea de a transmite ceva. În muzica rock poți să transmiți cu o chitară bas, care îi cum să zic, e instrumentul cel mai ascuns cumva, dar totuși cel mai în față. Exact. O să ai ureche fină să-l simți, dar dacă l-ai identificat, nu-l mai poți scoate de acolo. Exact. Uite toboșarul, e cel mai în spate în rock, dar el e primul în față pe care o simți, da? Și auzi. Da? Toboșarul. E unul dintre principalii membri a unei formații rock, pentru că după toboșar se ia toată lumea. Dacă toboșarul greșește așa într-un lanț cam toată echipa. Are Florian Pitti o expresie, o zicală interesantă, spune: inscripție pe o tobă. Niciodată în lumea asta mare golul n-a sunat așa de tare vis-a-vis de toboșari. Da, foarte fain. Foarte, foarte fain. N-am auzit încă ăsta, dar foarte fain. Deci, da, energia vine... Energia vine, deci, din această artă, din faptul de a transmite, nu, sensibilitatea aceasta, exact, a muzicii. Exact. Exact. Bună oară, există o întrebare la nivelul teologiei care e foarte interesantă. De ce cântă îngeri în cer? De ce nu pictează? De ce nu dansează? De ce forma cea mai înaltă de a aduce contemplație, laudă și chiar artă, pentru că arta e legată de estetică, estetica e legată de transcendent, nu, se manifestă prin muzică. Există această muzicalitate a cerului. Ei bine, o altă întrebare. Cum se vede din prisma muzicianului modern, postmodern, această sensibilitate sau cum se resimte, nu, starea aceasta spirituală de elevare, chiar și cu muzica techno, chiar și cu muzica electronică? Poți ajunge sau poți atinge stări așa de, nu știu dacă de contemplație, dar de liniștire? Asta aici am vrut să ajung. Sunt două chestii. Dacă ești producător, ai posibilitatea să faci tu piesele în așa fel ca să te ridice
simțul ăsta de elevație, da? Ai toate uneltele, ești artist, poți să dai. Dacă ești DJ, atunci trebuie să cauți piesele care te pot ridica. Referitor la întrebarea ta, da, poți. Se zice că timpul rezolvă pe toate. Nu, muzica rezolvă pe toate. Ce frumos! Asta o să folosesc foarte mult atunci când întârziu. Muzica rezolvă pe toate. Apropo de... Scuze-mă, nu mi-am terminat ideea. Când creezi, când ascult muzică, îmi caut piesele pentru următorul party, pur și simplu îmi închid ochii și mă pun în postura de dansator sau de ascultător a pieselor. De consumator de muzică, da. De consumator de muzică, și dacă ceva nu e în regulă și nu mă ridică sufletește vorbind de pe scaun, ceva nu e în regulă. Acolo trebuie să schimb ceva. Ori concepția piesei respectiv, dacă e vorba de piesa mea, ori concepția mixului respectiv, dacă e vorba de un mix care trebuie să curgă și trebuie să te ridice. Ori de la masă, acum dacă vorbim motamu și te pune pe ringul de dans, ori dacă stai la masă, dar să simți ceva. Orice, dar să simți. Înțelegi? Asta nu înseamnă să te facă să te enerveze cumva muzica respectivă. Nu. Dar să-ți aduc amintiri din mai știi că noi stăteam pe piesa asta în 76 și beam vin, nu știu pe ce terasă din centru. Nostalgia muzicii, da. Nostalgia muzicii. Chiar da, asta în cazul în care nu te scoate de lângă masă să te ducă pe ringul de dans. Sensibilitate găsești cam în orice gen de muzică. Sigur, absolut. Atât rock, cât și până la drum and bass. Scuze-mă. Vis-a-vis de sensibilitate și de lucrurile pe care le discutam, care sunt foarte înalte alminteri, crezi în schimbarea noii generații de artiști? Spuneai înainte că totuși trendurile nu sunt foarte... foarte noi, se reciclează foarte multe dintre genurile vechi, se nișează foarte mult. Cum vezi noua generație de artiști, de muzicieni care nu trebuie să transmită mai departe povestea aceasta muzicii? Știi bine că istoria se repetă. Se repetă, se repetă, se repetă. Noi, generația într-un stil muzical diferă, adică oscilează între 2 și 4 ani. Acum, din păcate, se tot reduce. În anii 60-70 putea să țină un stil și 4-6 ani. Și doar de acolo ascultătorii să ceară sau să vrea altceva, ceva nou. Ei, acum, fiind atât de lichefiată piața, după 2 ani deja se cere ceva nou. Eu țin să cred că în minim 4 ani se va schimba foarte mult. Mm-hmm. Pentru că în bine sau în rău? Foarte, în bine sau în rău? Vreau să zic, da. În bine, wow! În bine. Deci ai o viziune optimistă asupra... Da. Asta nu înseamnă că va fi digerabil pentru noi. Înțelegi? De anii noștri. Mm-hmm. Generația milenialilor. Da. Generația Z. Da. Dar va fi în sfârșit ceva nou. În 3-4 ani. Pentru că nu se poate stagna foarte mult în această poziție în care este muzica actuală. Suntem într-un plafon așadar, un plafon exact, al creației. Ne-am plafonat și vin artiștii. Artiștii sunt. Ideea ca... Și știi ce va trebui să se schimbe prima dată?
marketingul și ideea de a face bani din muzică. Pentru că la prostie poți să faci bani din muzică, dar nu înseamnă că e artă. Deci, 3-4 acorduri face o linie melodică extra mega bună, faină, care s-o fredonezi de la prima ascultare. Asociez cu niște texte foarte, foarte simple, pe care le reține cam toată lumea și băbuța de 80 de ani, care nu mai aude săraca doar așa. Într-adevăr, faci un marketing bun, dacă ai și ce arăta, mergi puțin mai departe, înțelegi, dacă vrei să înțelegi? Și din arăți păcate, muzica. Muzica oricum. Adică se cheamă... Muzica, muzica este forma superioară a limbajului universal și muzica exprimă o imagine. Asta spuneam la începutul emisiunii. Așa că ai întărit ceea ce... Când vom scăpa de ideea de prostituție muzicală, aici am vrut să ajung, eu zic că de acolo încolo se va schimba bine. Începe arta. Da, pentru că nu vor fi respinși ăia care știu, dar nu au ce arăta. Înțelegi? Dar știu. Și pot să împingă industria asta mult mai în față, mult mai în față, mult mai frumos. Și vor începe creațiile noi. Facem o scurtă pauză muzicală în alegerea invitatului nostru, după care vom reveni în studio. Am revenit așadar în studioul Radio Renașterea. Vă readuc aminte, invitatul nostru de astăzi este nimeni altul decât DJ Modi Levente. Apropiindu-ne foarte repede de finalul emisiunii, am o întrebare foarte dură. Care este trendul sau trendurile din cultura populară, din zona muzicală, unde tu crezi, care te enervează cel mai tare? Ce te disperă în zona aceasta a muzicii? Sau a culturii populare? Uite, eu dau un exemplu. Pe mine mă deranjează foarte tare blugi ăștia strâmți. Nu le înțeleg rostul, fashion. Sunt mai multe lucruri care mă enervează, dar referitor la studio și producție muzicală, mă enervează artiștii care vin pregătiți, care îți răpesc timpul pentru că habar n-are ce se cântă în piesa respectivă, deși el a scris textul. Știi? Ar fi trebuit să facă puține vocalize. Nu știe sau nu știu ce a vrut să zică poetul. Da, poetul la comentariile de la comentariile de la limba română. Oare ce a vrut să zică poetul? Da. Asta una la mână. Doi, când un artist vine la mine la petreceri și îmi cere mie microfonul. Deci el să cânte microfonul meu. Asta mi se pare destul de jenant, partea asta, când tu ești artist, te crezi artist, poate că și ești, într-adevăr, dar nu-ți permiți, sau nu știu, nu dai atâția bani ca să-ți cumperi un microfon și trebuie să ceri de la un DJ. Uh-huh. Asta referitor la să zicem așa, o deontologie profesională. Da, o deontologie profesională. Da. Și trendurile din cultura actuală, din ceea ce numim popular culture. Pe mine mă interesează foarte mult și mulți dintre ascultătorii noștri foarte tineri sunt interesați de zona aceasta, nu, a culturii populare, care nu poate să fie evitată. Ce anume e atât de deranjant în lumea de astăzi, în cultura aceasta modernă? În opinia ta. Uite, ca să-ți ușurez munca la... Capra vecinului. Deci invidia, competiția asta acerbă. Exact. Hateriala pe care... Hateriala. Care... Să calci peste cadavre, nu? Numai exact, să ajungi în vârful piramidei. Minciuna și hateriala. Astea două chestii care mă pot... Hateriala ar putea să vină și de la un om foarte, foarte slab, frustrat, puțin incult, știi? Uh-huh.
Și asta mă cam enervează când cineva îți face o observație care, într-adevăr, n-ar trebui să o facă. Că ți-am zis de ce, pentru ce fel de om e, ce fel de gen de om e. La începutul anilor 2000, 2005, 2008 era o explozie a muzicii lăutărești, așa numită manelizare a României. Cum se vede, tot așa, din perspectiva ta, omului care e preocupat de muzică, zona aceasta muzicii de petrecere? Vorbim de o evoluție, am rămas tot acolo. Cum merge trendul acesta? Pentru că foarte mulți tineri la petreceri, nu? Bună oară, ascultă genul acesta de muzică, care are în spatele ritmurilor foarte ok în multe situații un mesaj destul de criticabil, să zicem așa, dar în raport cu standardele mai înalte pe care ar trebui să le căutăm. Fiecare pădure are uscăciunile lui. Respect maneliștii. O să auzi de foarte arta rău. Lor. Cum? Și arta lor, pentru că e o muzică destul lor, de greu. Într-adevăr. Nu e ușor ceea ce fac. Nu e ușor să fii lăutar, cum nu e ușor să fii nici producător acum sau să fii preot și în cazul tău. Cumva s-au despărțit din anii 2000, la sfârșitul anilor 2000, în două segmente. Cel puțin asta e viziunea mea. Prostituție muzicală și artă. Prostituție muzicală în care auzi doar dușman, bani, poliție și... Dar știi de ce? De ce e prostituție muzicală? Pentru că nișa asta se cumpără mult mai bine decât nișa asta artistică. Și atunci, evident, foarte mulți tindă să meargă pe nișa aia. Pentru că asta se așteaptă de la artiști. Asta se cumpără. Și evident, ce se cumpără, eu vreau să vând. Știi? Deci este practic o problemă a pieței. Da. Piața da. Este cea care vizează arta. Da. Exact. Dar piața va respinge arta, din păcate, făcându-i loc la nișa asta la arta. A mea. Mm-hmm. Da. Dreapta mea. Știi? Nu știu cum... Nu vreau să mă mai repet la să mă tot leg de prostituția muzicală. Am înțeles. Un proiect foarte... Dar ascult manele? Am înțeles. Ascult. Îi respect. Bravo lor ce-au făcut. Și chiar primii care au început cu ritmurile orientale plus minus latino, să intre, ascult și pun dacă trebuie. Da, deci nu ești un ipocrit. Asta e... când se cere să spui... Nu. Astăzi nu, o să ascultăm Bach. După dege. Da. Sunt, știi, două feluri de a zice că nu ascult manele. Nu mă uit la filme de ochiate și nu ascult manele, știi? Sunt două genuri de oameni, unul care nu ascultă manele și unii care ascultă manele și unii care nu zic sau evită să zică, știi? Da. Eu zic că toată lumea ascultă și place tuturor, doar că unii sunt mai... Sigur, însă măsura e foarte importantă, măsura și cadrul. Unul dintre proiectele care mie mi-atrage atenția aici, uitându-mă în, să zicem așa, în CV-ul tău, e cel legat de un proiect de film pe care l-ai produs, l-ai realizat, despre care te-aș provoca. Nu l-am realizat,
scuză-mă, nu l-am realizat, nu l-am produs, am fost doar protagonistul filmului. Protagonistul, ok. Pentru că story-ul din spatele filmului, e vorba de filmul Cartier, e unul foarte dur, e o formă de hiperrealitate acolo pe care o expui foarte bine în, în fapt. Așa că te-aș provoca să ne vorbești de, de prin 2007, cât era? Primul film, Cartierul, am început să lucrăm la primul film, cred, în 2000. Și la, doar la, al doilea film am lucrat din 2007 încoace. E un film, joc un un puștan de câți ani? 20 și ceva de ani, care s-a născut dintr-un viol în spatele blocului din Mănășturi. Evident, totul e fictiv, deci nimic nu s-a întâmplat în realitate, deși foarte mulți m-au oprit pe drum după film, că după ce s-a lansat. Lor. Dacă mă mai droghez. Am înțeles. Și mă întreba dacă mai bagi? Nu bag. Doar nu cu mai, muzică. Gata. Doar muzică în vene, nu? Muzică, da. Cel care a început proiectul este Gelu Radu, poate auzi de el, a lucrat ca și ofițer de presă pe sport la Ziarul Clujanu mulți ani, foarte mulți ani. El a venit cu ideea și era vorba viața unui puștan din spatele blocurilor. Blocurilor gri. Adică viața de cartier. Care într-adevăr poate să fie dură dacă nu îți trăiești tu viața așa cum ar trebui și te lași dus valului. De droguri, beții, prostituție. Lumea aceasta așa underground-ului, așa. Da. Exact. Lumea underground. Acum, nici nu știu ce să zic de lumea underground-ului, că nu fiecare nișa underground-ului e neapărat rău sau negativ. Sau... Ăsta e deja sub. Sub underground. Deci underground. Deci mai jos nu cred că se poate. Cum a fost receptat filmul la momentul respectiv? Pentru când, sigur, și problema cu drogurile, cu aurolacii, era ceva nou pentru România. Imediat după 90, anii 2000, sigur, acum, datorită afluxului de media din afară, lucrurile sunt mai comune, în sensul că începem să ne obișnuim cu ele, din păcate. Dar atunci, cum a fost receptat? Era ceva ciudată. Nou, era ceva dur? Exact. Era o chestie nouă, ciudată. Uh-huh. Pe care încă nimeni nu știa cum să o digere. Bă, ăsta s-a întâmplat, ăsta într-adevăr se droghează. Într-adevăr se întâmplă chestiile astea în Mănășturi. În Cluj, în România se întâmplă. Dar noi în Mănășturi. Da. Da. Deși foarte multe personaje, întâmplări, puțin... exagerate, tocmai ca să te atingă puțin mai exagerat, știi? Ca să vezi ce se întâmplă, ce se poate întâmpla într-adevăr, ceea ce într-adevăr s-ar putea întâmpla, doar că Mănășturi nu cred că era chiar atât de exagerat cum s-a întâmplat în film. Unul deci dintre au fost într-adevăr unul dintre mari vis-a-vis de ce de ce spuneai acum, unul dintre marii duhovnici, părinți spirituali ai României, părintele Arsenie Papacioc, avea un cuvânt interesant, elitist, care merge exact pe ce spuneai tu acum. Spune, țintiți tot timpul către cele înalte, ca măcar ceva să se prindă de voi. Adică ținta să fie sus, ca măcar pe la jumătate să ajungi, chiar dacă nu vei atinge ținta. Exact, și în sensul asta era ideea. Asta era ideea, da. Măcar ceva să se lege. Da. Nefiind atunci, neavând toată lumea internet, nu puteai să promovezi pe net, nu puteai să diseminezi mesajul, să te informezi atât de ușor, sau să te informezi atât de ușor
dacă într-adevăr așa se întâmplă, am văzut, sunt știri, noi în știri chestia asta. Sau... Și feedback-ul a ajuns destul de târziu la noi, dar a ajuns mult mai direct. Mm-hmm. Brutal. Întâlneai cu oamenii și te întrebeau, știi? Care e un feedback într-adevăr 100% pur și mai curat. Nu primeai un feedback în mod indirect dintr-un comentariu, de pildă, care se poate citi în 11.000 de feluri sau poate înțelege în 11.000 de feluri. Atunci măcar îți zicea omul în față, bă, e bun, nu-i bun, i-a plăcut, nu i-a plăcut, la unora li s-a părut o comedie, altora o tragedie, tragicomedie și așa mai departe. Că se moare în film. Adică mi-a murit un coleg din banda mea și trebuia să ne revanșăm, să ne răzbunăm cumva pentru Drago, colegul meu care a murit din bandă. Am înțeles. Deci o încărcătură emoțională foarte interesantă. Apropiindu-ne de finalul emisiunii noastre, care sunt proiectele în care ești angrenat acum? Știu că ai și un studio și dacă poți să ne vorbești despre lucrurile acestea și unde te putem găsi, care sunt datele tale de contact? Mă refer la pagina de Facebook, de YouTube. Proiectele de viitor, mi-e zic că rămân cam aceleași în ce lucrez acum, pentru că sunt foarte, foarte multe și sunt foarte încărcat. Deci nu știu dacă îmi permit să mai fac și alte planuri pe lângă ce am. În continuare mă voi axa pe producție muzicală, pe radioimagistică, pe spotul publicitare, asta ceea ce înseamnă producție și aici în studio. Vedem, arată ca un board de Boeing 737 acolo. Și vor veni și întrebările. Levi, dar tu știi fiecare buton ce face? Da, știu. Referitor la digitală, vis-a-vis de, uite, producția muzicală o poți face chiar până la moarte, da? Pentru că, adică, nu, scuză-mă, până cât auzi. Cât auzi, da. Până cât auzi bine. Da, poți să faci, pentru că stând într-un scaun nu ești... Uite, Beethoven compunea și practic a și dirijat fiind surd. Deci, exact. Era Beethoven. Dar digiala nu mai poți face până la orice vârstă. Apropo, care e cel mai în vârstă DJ? Sunt pe la 50-60? Este o bătrânică, este, dar nu știu sigur la câți ani, și este un bătrân la 78 de ani. Wow! care îi... nu știu cât de mult e marketing și cât de mult e realitate. Într-adevăr, o invită sau o invită cineva la petreceri. Nu știu. Și mixează ABBA și Beatles sau muzică modernă? Eu zic că muzică modernă, că li prin podul de ABBA și de muzică veche. Apropo de chestia asta, am fost la un majorat invitat ca și DJ și am zis că acolo trap-ul, drum and bass-ul va rupe tot. Evident, ca să ajungi la trap sau, scuză-mă, ca să ajungi la drum and bass, trebuie să ridici cumva atmosfera ca să ajungi la un nivel de drum and bass. Nu poți să începi un chef cu drum and bass, ci pui pe main, undeva la sfârșitul petrecerii, da? Zis atunci, hai că bag drum and bass, Levișor, cu asta rupi ringul de dans. Generația tânără s-a cam dus la băute și a rămas generația veche, da, vorbesc generația veche bătrână, deci nu în vârstă, nu. Angela Similia, nu? Vorbesc acum de niște persoane de peste 70 de ani, wow. O masă întreagă, plus părinții, plus, înțelegi, și pe drum and bass, ei au rămas.
Ei rămas. Cu ei am închis acea seară. Deci asta e o seară foarte specială pentru mine, care o rămas întipărit în retină. Am încheiat cu un drum and bass pe care, nu știu, cam jumătate de oră am ținut pe genul respectiv, care, dacă ai ascultat drum and bass, știi cât de energică și cât de obositor e să dansezi. E cardio pe note muzicale. Exact, exact. E, jumătatea aia de oră cred că mi-a schimbat foarte, foarte multe concepția de digială, ce înseamnă. Planul de acasă nu se pupă cu planul de acolo, cu ce se întâmplă acolo, una la mână. Doi, niciodată să nu judeci oamenii după vârstă. Age is just a number. Și aici chiar s-a dovedit chestia asta. O ultimă întrebare. Ai recomanda tinerilor sau ce sfat ai putea să le dai tinerilor care ne urmăresc și care văd în tine un model de urmat sau un punct de atins în carieră? Cei care vor să meargă pe linia aceasta de producție muzicală, de creație, de digială, cum îi spui tu, ce le recomanzi? Să aibă un țel foarte, foarte bine definit. Ca măcar ceva să se prindă de ei, nu? Da, exact. Foarte, foarte bine definit unde vor să ajungă și să viseze cu ochii deschiși la ceea ce... Și dacă ei se văd în visul respectiv în acea postură, atunci înseamnă că orice e posibil și va deveni realitate. E bine, tot să primească palme din stânga și în dreapta în toată evoluția asta, dar... Cumva drumul până acolo e frumos, până îți atingi acel obiectiv. Atunci e mai frustrant când ți-ai atins obiectivul și nu te-ai bucurat de tot drumul ăsta. Pentru că dacă ți-ai atins obiectivul respectiv, dacă ți-ai atins punctul, e foarte greu de menținut punctul acela și nu ai de ce să te prinzi, pentru că nu realizezi prin ce ai trecut, n-ai învățat și nu ți-ai făcut o fundație. Știi? Și nu așa ai urcat, ci ai urcat așa cumva, ți-ai atins scopul și nu mai e de ce să te prinzi și poți să cazi oricând și la orice moment dat. De acolo încolo e foarte greu de reușit pe aceea. Deci de aia zic, dacă vrei să faci ceva, fă cu cap, gândește prima dată la orice bătut în ușă, trebuie să realizezi că ușa aia va putea fi trântită în fața ta sau să nu se deschidă deloc. Dar sunt 11.000 de uși pe coridorul ăla pe care vrei să parcurgi. Trebuie bătut la fiecare ușă și cu încredere. Vorba lui Johnny Walker. Keep walking. Da. Levi, îți mulțumim. Johnny Walker, așa spune. Îți mulțumim, Levi, foarte mult pentru faptul că ți-ai rupt din timp și din perioada aceasta ocupată de producție pentru a fi alături de noi și de ascultătorii noștri. Noi vom despărți pe ultima alegere muzicală care evident ți aparține și îți dorim foarte multă sănătate, putere de muncă, inspirație și urechi foarte bune pe viitor, pentru că lumea aceasta are nevoie de specialiști buni. Să țină cât mai mult urechile, așa? Da, să te țină urechile mult și degetele, nu? Să poți mixa. Și te așteptăm la festivaluri, nu? Și cu cod se poate mixa. În caz de nevoie. Scuză-mă, dacă pot să salut un amic și un coleg de-a meu, nu-ți uita ideea, Cătălin Barcan, cine mixează fără mâini. Wow! Deci băiatul și-a pierdut mâinile într-un accident de aici. Și mixează. Respect pentru tine, Cătăline. Respect mare. Și noi. Keep up Dumnezeu the good să work. Îl binecuvinteze. Exact. Până data viitoare, pa, vă mulțumim tare mult și abia așteptăm să ne întâlnim săptămâna viitoare cu un alt bec cultural al cetății urbane. Becurile culturale ale cetății moderne e o emisiune care se dorește a fi aparte prin perspectiva dată de invitații care sunt intelectual remarcabili
sau oameni care inspiră prin personalitatea și perspectiva proaspătă adusă culturii moderne. Cetatea modernă e o cetate eminamente scăldată în lumină, iar această lumină e personificată de imaginea culturală a becului, care face parte organic acum din arhitectura urbană a culturii moderne. Nu ezitați să ne urmăriți, pentru că povestea luminii continuă. Oh!